Traficul rutier pe DN66 va deveni din nou un calvar pentru șoferi. Săptămâna viitoare vor începe lucrările pentru modernizarea defileului. Drumul de la Petroșan la Bumbeș-Jiu va fi din nou închis în anumite intervale de timp și se va circula cu restricții, a precizat Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale. Între orele 12-14 vor avea accesul doar mijloacele de transport în comun care au cursele stabilite regulat. Am tras semnalul de alarmă mai devreme. Managementul de trafic a fost aprobat de defileul Jiului între Bumbeș-Jiu și Petroșan. Propunerea a fost să se închidă circulația între 7 și 12 cu pauză între 12 și 14, iar de la ora 14 se închide din nou până la orele 19. În pauza de la ora 12 este interzis transportul autovehiculor cu o masă mai mare de 7,5 tone. Astăzi, reprezentanții SDN împreună cu organele de poliție rutieră s-au deplasat pe defileul Jiului pentru a pune la punct ultimele verificări. Noi în acest moment suntem în zona defileului și cu reprezentantul constructorului care se ocupă cu siguranța rutieră, cu inspectorul de la Poliția Județeană de la Serviciu Circulație. Sunt ultimele verificări pe care le facem în vederea punerii în practică a managementului. Dacă luni dimineața vor fi toate panourile montate așa cum se prevede în management, se poate închide de luni defileul. Pentru că lucrările pe defileu au fost întârziate, termenul de finalizare a investiției a fost prelungit anul trecut cu 12 luni. Reprezentanții secției de drumuri naționale au precizat că marți va avea loc o întâlnire între conducerea județelor Gorj și Hunedoara. Autoritățile locale și județele vor stabili dacă vor fi aduse noi modificări în ceea ce privește reabilitarea defileului.